Astăzi, 1 octombrie 2018. Da. Uite din nou hribuleț regal. Asta marș mai prin răsucire, ușor. Ia uite ce melc mare are, dar uite cât e de... E cum o să duc el găsit? Mamă, ce fain, ia uite ce cumșele. Și mai este unul, cuiuțul. Da. Deci mergem bine pe aici. Ia uite ce melc. Și am dat ce melc gras. Da. Ia. Mergem înainte, dar am văzut că știam că pe aici sunt. Am mai găsit și data trecută și mai la vale. Deci mă mai. Ia uitați ce frumos e. Uitați și ăștia doi. Ia de invers. Uite așa. Da. Da, vezi? Foarte frumos. De să acoperim. Frumos înapoi. Da. Locurile, că mulți zice că îi tai de la rădăcină, alții să-i luăm pe răsucire. Foarte frumoși. Foarte frumoși. Da. Astăzi, 1 octombrie. Okay. Încă n-au apărut o pintici la noi, am găsit ceva câteva zile în urmă, dar suntem acum, avem vreo 30 ceva de minute de când am intrat în pădure. Cu Lizuca și puiul pădurii, lupul mic. El e foarte cercetaș. Doamne ajută și o săptămână binecuvântată pentru toți prietenii noștri de pe Facebook care ne urmăresc și nu numai. Doamne ajută și o săptămână binecuvântată la toată lumea. Da. Asta e urât, că uite mai sunt și peturi de la socuri, de la bere aruncate. Da. Ia mă, ce frumos. E foarte frumos. Nu? iar facem da. Hrib cu smântână, că asta un singur hrib în acesta regal dă un gust mâncării aparte. E trufa hribilor. Și sunt doar unele zone unde îl găsim noi. Îl găsim și primăvara de vreme, în vară atunci să puțin atins și mai mâncați de verm și toamna târziu, încă până târziu gândim și ne gândim că vom mai găsi încă hrib regal. Poate dă Dumnezeu și trufe. Totuși am să venim mai echipat și pentru trufe. Atât, vă lăsăm cu bine și o săptămână binecuvântată. Lili! Pa, pa! Trebuie să-l lăs pe puiul pădurii, lupul mic, uite, ăsta el caută. Deja scocioroște el ceva. Caută.